Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Maneta pentru oprirea de urgență. În weekend o să-mi vizitez bunicii. Este prima dată când călătoresc singur. Bineînțeles, mama e cam îngrijorată din cauza asta, dar... Petrecere frumoasă, Andy! Mai bine ar fi îngrijorată pentru oamenii din tren, dacă ar știa ce am plănuit eu. Eu sunt Andy Larkin și sunt un chimic angarău. Oia, zonă! Neața, te-am speriat? Mă rog, adică bineînțeles că nu. E totul gata pentru operațiunea Stanky? Da. Ai luat tot ce ne trebuie? Da. Ai luat și arma secretă? Da. Mă, tu nu spui prostii acolo? Doar când repet după tine. Termină cu joaca, hai să mergem. Bine, ne întâlnim. Ne întâlnim în tren. Bun plan. Probabil vă gândiți ce am pus eu la cale. Ei bine, cred că acum vă pot spune. Danny și cu mine vom deturna acest tren. Poate deturna e prea mult spus, dar mă rog, în principiu planul este să facem pe toată lumea să plece astfel încât tot trenul să fie numai al nostru. Planul meu este să evacuăm pe toată lumea. Ai luat mașinăria? E încărcată și gata să emane mirosuri oribile. Începem operațiunea mirosul. Mă rog, haide, toate-s pregătite, toate ingredientele. Nu știu ce o să credeți voi despre mine, dar eu după ce am mâncat burritul ăla, parcă explodez. Ca să vezi și să nu crezi, bomba lui Andy chiar va mirosi. Păi, ce urât pute! Dar n-am terminat încă, privește! Deci vrei să joci dur, da? Ești bine? Nu, de fapt... uite, ia uite, fii atent. Eu îi spun paradisul germenilor. Dar tu ce ai, mă? Păi eu am asta. Am asta. Am rinoguglios. E foarte contagioasă, să știi. Vai, îmi pare rău, dar unde sunt manierele mele? Eu sunt Andy. Foarte frumos, rinogugliosa, îmi place. Mi-a venit în minte asta, sau mă rog, multisinuzita. Unul s-a dus, mai sunt doi. De cine să ne ocupăm mai întâi? De Stan și Bram sau de Scriptoraică? Eu zic de Humpty și Dumpty. Hei băieți, a venit momentul să părăsiți mașina asta. E foarte amuzant. Hai cărați-vă de aici copii, nu mă face să mă ridic că vă pânci. Nu știu ce vă fac. Deci jucați cărți? Nu, eu îmi câștig existența jucând cărți. Serios? Mă rog, cred că glumește. Nu glumește deloc, e cartofor, de profesie, vă curăță imediat. Acum cărați-vă până nu vă învârci pe voi. Uneori bat copii din plăcere. Aha, deci îți place competiția, nu? Competiție? Ăsta e numele meu mic. Al meu e Tadeus. Pe ce vrei să jucăm, prăpăditule? Îmi pun norocul în mâinile sorții. Învingătorii rămân în vagon. Învin și pleacă la plimbare. Ce jucăm? Prinselea. Asta ar putea dura la infinit.
Trebuie să scăpăm de ăștia. N-avem timp de pierdut. Fă gluma numărul 87. 87A sau 87B? B. B va fi. Ce facem? Hei, jucăm sau vorbim? A? Hei, hei, hai, lasă-mă înăuntru! Lasă-mă înăuntru! Atenție, pasager! Se dau hamburger pe gratis la vagonul restaurant. Repet, hamburger pe gratis la vagonul restaurant, în limita stocului disponibil. Scuze-mă! Eu sunt vegetarian. Mai avem și plăcintă pe gratis. Pentru dulciuri am o slăbiciune. Dă-mi drumul! Bine jucat, Danny! Mulțumesc! Mai avem doar unul de dat afară și trec trenul este al nostru. E floare la ureche. Vă supărați dacă stau jos? Oh, nu! Îmi place să am companie. Cu minte! Hai, cu minte, băiete! Aceauleu! Mamă mie! Se pare că te înțelegi bine cu Oliver. Nu prea se înțelege el bine cu oricine. Serios? N-aș fi crezut. Ce ai spus? Va trebui să vorbești mai tare. Mi-ar plăcea să-i spun să-și mute fundul din trenul nostru, dar asta ar fi cam nepoliticos. Ia să vedem, vom încerca și asta. Este prima dată cu trenul Javra. Prima dată? Oh, nu, dragă! Ei bine, trebuie să recunosc. Mie mi se face rău în tren. Numai dacă mă gândesc la trenul și-mi vine să vărs. Vai, săracul de tine! Da, și de fapt chiar și acum e cam rău și... poate ați vrea să vă mutați altundeva, poate în alt vagon. Mă rog, nici nu știu cum să vă spun. Prostii! Dacă ți-e rău, cine va avea grijă de tine? Stau aici! A mers prea departe. E momentul pentru arma mea secretă, Voma. Ce este Voma? Păi în magazine se numește porumb. Dar seamănă cu Voma. Mă rog, miroase ca... mă rog. Și întotdeauna îl iau cu mine așa, pentru situații de urgență ca asta. Oh, ți se face rău, dragă? Oh, Doamne, stai să văd dacă am o pungă de plastic pentru tine. Acum e mult mai bine. Mă bucur. Enga a folosit porumb în loc de vomă. Asta ar trebui să o facă pe babă să plece. Bravo, Andy! Probabil că nu mai vreți să stați aici, nu? Voi înțelege dacă vă veți muta în alt vagon. Oh, n-aș putea să te las tocmai acum. Cred că te-ai procopsit cu mine. Ce? Am făcut cea mai bună vomă din cariera mea și tot nu se mută? Ce trebuie să fac ca să plece? Hei, mucosule, ia vino tu! Scuzați-mă, pardon! Loc, faceți-mi loc! Au, băi, ce faci? Mă adică nu aveți hamburger pe gratis, am auzit! Ai promis plăcintă? O dai, ai înțeles? Întotdeauna am evitat câinii răi și agitați. Vrei să le eliberăm? Pa, cuțu! Complet! Când vă voi găsi, băieți, s-a zis asta cu voi! Asta nu sună prea bine, să știi! Vino aici! Mă scuzați, ați văzut cumva doi băieți cam așa de înalți care alergau pe aici? Noi doar ne jucam mahjong! Ce a spus? Vorbește mai tare, fiule! Ați văzut doi băieți pe aici? Nu e nimeni, numai noi trei bunicuțele de aici suntem. Să mă anunțați dacă îi vedeți. Da! Hai, concentrează-te, jucăm mahjong aici.